Cum reduci la maxim bocitul când ninge? În primul rând, te uiți în calendar. Dacă este una din lunile noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, ba chiar și martie, înseamnă că este posibil să ningă. Da, există șansa să ningă afară. Mereu, tot timpul. Fenomenul se numește iarnă. Iarna ninge. Din bătrâni se povestește că a merge la dezăpezit mașina iarna este mai bine decât să stai în fund pe Facebook, că e zăpada afară, așteptând ca zăpada să zboare singură. Zăpada nu zboară. Un ceai cald înainte și după dezăpezire face minuni. Dacă aveți prietenă, puteți renunța la ceai. Dacă mergeți pe jos, fiți pregătiți să înfruntați zăpada macerată de pe trotuar. Deci nu tenești. Nu tenești. Nu toace. Și fetelor, nu vă judecă nimeni dacă mergeți pe stradă în niște cizme până la genunchi, iar când ajungeți la birou vă descălțați și scoateți din gentoaiele alea mari în care intră o lume întreagă o pereche de balerini. Serios, nu vă judecă nimeni. Și dacă vă temeți de căzături, aveți atașat acestui clip un sistem antiderapare absolut genial. E comod, e testat, funcționează. Dacă mergeți cu mașina, așteptați-vă să se circule greu. Pentru că se circulă greu. Pentru că e zăpadă. Și pentru că gheață sub zăpadă. Și apropo de asta, nu mai aruncați zăpada pe stradă. Repet, nu mai aruncați zăpada pe stradă. Dacă aveți grădini, aruncați-o în grădini. Dacă nu, stivuiți-o într-un morman undeva. Nu pe stradă. Nu pe stradă. Dacă e frig, dacă deja e zăpadă pe stradă, nu veți face decât să încurcați traficul și mai rău. Nu aruncați zăpada pe stradă. Capra sare piatra, piatra sparge capul caprei, capra care a crăpat în patru piatra a porcului.